Așa că acum noi o să simulăm un examen auto pentru prima dată. Bă, ce faci mai aici pe interzis? Bă, cum i-ați dat psihologicul ăsta? Ce ai făcut? Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou car vlog. De această dată o să facem ceva mai special. O să ne plimbăm prin traficul de București la școala de șofer. Suntem alături de George, instructorul meu auto. Dacă sunteți interesați de serviciile lui, aveți un link în descriere la școala de șoferi și puteți întreba acolo de George dacă sunteți interesați. Astăzi o să ne plimbăm, o să fac o oră normală. Eu sunt la câta ora? 9-8 ora? 10. A 10-a? Da. Mamă, deja a 10-a oră. Ne apropiem ușor, ușor de permis și am zis să facem și un vlog aici, să vedeți cum e traficul de București pentru începători, cum e la școală, cum e toate nebunia asta. Până acum m-am simțit foarte bine, foarte mișto, m-am acomodat, deja e totul mult mai liniștit. Oricum o să vedeți astăzi totul. Nu uitați, dacă vreți să mai vedeți încă un episod mai special de aici, de la școală, dați acolo pe butonul de like să facem cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să ne punem centura, că asta mai a rămas de făcut. Mi-am reglat oglinzile, mi-am reglat scaunul, mi-am reglat tot ce era nebunia dinainte. Deci cred că putem să-i dăm drumul, nu? Putem să-i dăm drumul. Așa. Ca să spunem pe direct, pentru că știu că mulți dintre voi sunteți interesați, mașina este un Golf 7 din 2016, parcă? 2015-16. Este o mașină, deci mie îmi place foarte mult. Are o grămadă de dotări, o grămadă de nebunii. Se parchează până și singură, deși este manuală și toate nebunile. Am rămas surprins când mi-a arătat o dată la o parcare care și o șmecherie de genul. Da, e super mișto mașina, chiar îmi place Golf 7-le, dar nu cred că o să conduc eu un Golf 7. Practic știți că eu am o Skoda Rapid și legat de mașina de 12 ani încă nu știu, da, dreapta o să facem aici. Oh my god. Am puține emoții pentru că e prima dată când filmez. Când sunt într-o ne băgăm? Ne lasă, nu? Super. Perfect. Virează, virează. Vedeți pe acum? Virează, virează. Ok. Așa. Gata. Mai un pic. Prima dată în traficul de București și deja când am intrat în trafic deja stăm, na, București. Ce să facem? A few moments later. Ce părere ai avut-o așa de mine sau cum crezi tu că mă descurc eu acum așa la condus? Acum sau la început? La început, la început. Ce părere ai avut de mine la început? La început s-a văzut două chestii, ceea ce e foarte important. Yeah. S-a văzut faptul că ai fost în poligon. Mhm. Așa, ceea ce recomand tuturor să facă câteodată. O să nici nu știu cât costă o ședință la poligon. Oblei la București aici la Ilioara. Unde o oră sau? Da, o oră oblei. E super ieftin, la banii ăștia ar trebui să ducă tuturor, să-și ia cineva părintele sau da, cineva, pac și să se ducă. S-a văzut chestia asta cu poligonul. Și a doua chestie, ceea ce nu s-a văzut la multă lume, impactul jocurilor care le-ai luat. Pentru că mulți, tu încă de la început te uitai la semne. Mulți nu se uită la semne mai la început. Toată lumea concentrată să cunoască mașina, să răspundă la comenzi corect, să se asigure, să ia de volan, să stângă jos, ambreiaj și accelerație. Și abia după a 5-a, 6-a ședință începi să te rogi de ei să uite la semn. Nu te uitai încă de la început, ceea ce era foarte, foarte bine. A încercat de câteva ori să-mi dea niște țepe la un interzis să facem stânga și a rămas surprins că m-am uitat dinainte și n-am făcut stânga. Și am pus și eu, bă, uite că m-am fost atent și n-am făcut stânga la o intersecție. Era o țeapă la o intersecție. O făceam elevilor mai la 10-a ședință, nu la început. Și la 10-a ședință ei tot nu se uitau, și la o țeapă. Da, ideea e că eu ce mi-am avut emoții a fost așa, mersul prin trafic. Prima dată când m-a băgat de la prima ședință, am intrat în trafic, am fost prima dată la o parcare să mă acomodez așa cu mașina puțin și după aceea am intrat direct în trafic acolo de la Palatul Copilor. Și am intrat direct pe un bulevard destul de circulat. Și am fost, mamă, când veneau mașinile, când toate nebunie, eram, mamă, deja toate astea, stai puțin. Eram așa puțin cu emoții, dar a fost ok, chiar a fost ok. Mai greu mi-am luat așa cât m-am acomodat. Eu am făcând pe benzină, am văzut că se bagă asta. Când eu m-am acomodat pe benzină și aveam un tic pe care îl tot făceam de acceleram, nu-i așa? Accelerai un pic, da, la plecare acolo, da. Mașina asta fiind diesel, na, e mult mai simplu de condus. Nu e o mare, mare diferență, dar se simte. Pentru școală e mai ușor. Am prins și galben și e frumos aici, la Piața Sudului, pe aici. Evităm groapa și ne punem aici frumos. Asta nu știe să facă la trecere. E București, București, trece pe unde se poate. 20 minutes later. Se stă mult, guys, în trafic. Pe poligon pe acolo ne mișcam noi ce ne mișcam. Mai făceam așa pe aici, se stă. Cât am stă, deja filmăm de 10 minute și ne-am mișcat 100 de metri. 100 de metri ne-am mișcat, guys. Din de 10 minute filmăm. Din păcate avem pe București gropi și cam poligon. Da. Ne uităm domnul de bine sau oare. Vine pe partea aia, continuă. Da. Și așa, aici. Ne băgăm că nu e loc. Accelerăm. Gata. Suntem bine. Am văzut. Poți să te faci dacă mă accelerează, accelerează. Am văzut că vine și la din spate. Gata, hai că i-am dat și noi drumul la mers după 10 minute. Ca să nu mai ținem turată. Băgăm pe partea, da. Mai stăm aici? O să rămâi aici dacă tot. Așa. Hai că încă nu s-au pus stop. Punem semnal la loc. Da. E o intersecție destul de dificilă aici, dar acum e ok, nu se bagă nimeni, mulțumim. Așa, continuăm după. E spațiu aici. Și o altă întrebare pentru voi pe care o am. Dacă vreți și se strâng acolo multe like-uri la acest car vlog și dacă mai e de acord să mai facem încă un car vlog. Dacă aveți ceva întrebări legate de școala de șoferi, legate de permis, legate așa de începători în general. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii și o să mă mai uit și acolo și o să mai răspund la câteva dintre întrebări. Și dacă sunt întrebări mai complexe, poate o să răspundem în următorul car vlog. Ce zici? Sigur că da, da? Facem, facem. O să facem o parcare cu spatele, iar după o să facem... Da, da, facem treaba. Cream că este ăla. Și după o să facem un examen auto. O să încercăm prima dată când încerc să fac treaba asta. Da, 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 da. Invers? Da, 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 da. Așa. Continuăm. Așa. E bine. Da, și avem și senzori care ne mai avertizează. Gata. Destul de strâmtă. Dar... Wow! Da, e intrat foarte bine. Fix. Da. Am intrat direct în tale acolo. Vezi că și ăsta era parcat la limită, vezi? Mhm. Oricum, se vede după oglindă, că nici nu mai aveam nici pe acolo, nici pe aici, că mai aveam un pic de neam în oglindă. Am ajuns în parcarea de la Grand Arena, fix acolo este plecarea de la examenul auto. Așa că acum noi o să simulăm un examen auto pentru prima dată când fac treaba asta la școala de șoferi. Și presupun că o să fie o idee destul de proastă pentru mine acum, pentru că eu fiind cu vlogul și toată nebunia asta, nu știu cum o să fie. Sper să fie acolo cât de bine se poate, să mă concentrez cât de mult se poate, deși sunt foarte distras de camere. Vedem ce iese. Polițistul o să zică în felul următor: când ești pregătit, plecăm. Asta înseamnă că tu trebuie să-i arăți că ești pregătit, adică că ți-ai aranjat. Da, mi-am aranjat chiar asta. Chiar dacă noi am condus înainte, evident, și sunt toate aranjate, le arăt că bam, 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 le arăt că așa, bam, 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 avem oglinzi, centură, scaun, e ok. Deci, din momentul de față, suntem ca la examen. Suntem la examen. Ne asigurăm, nu e nimeni, dăm drum. Dreapta, tare. Este prima dată când simulăm așa un examen. Până acum am mai vrut să facem treaba asta, dar... Da, da, m-am asigurat că nu-i nimeni. Trebuia să arătăm clar că ne-am asigurat. Exact, exact. Și înainte. Ok, da. Aici facem o plecare de rampă. Facem o plecare de rampă, ok. Așa. Așa și la urmă dreapta și la urmă de nou dreapta. Da. Ok. Na, situația acum că stăm, nu ne grăbim, suntem la examen. Oricum nu ne grăbeam, dar zic așa. Cel mai bine să nu vă grăbiți la examen, că oricum sunteți pe timpul vostru. Cât e nevoie stați aici, să știți sigur că nu e o problemă. Uite acum. Practic nu mai vine nimeni, ne putem băga. Mai ne uităm încă o dată, nu e nimeni. Și ne-am băgat. Prima bandă, dăm a doua. Tot înainte. Tot înainte, ok. Lasă-mă să mergem tot înainte. Ok. One eternity later. Ca să înțelegeți acum de ce nu mai vorbim și toate astea și la rolul în serios. Da, bineînțeles. Orice greșeală, orice toate nebunile. Sunt o examinatură aici, nu? Frâna, piciorul pe frână e mea dacă e vreo greșeală și picat. E verde. Și e verde. Acum, oricum, ăsta e stânga, asta trezi greu. Vă dați seama că la examen eu nu încep să vorbesc. O să ne întoarcem. Ok. Așa. Și aici ne întoarcem. Ok. Este prima dată când nu-mi dă indicații să dăm semnalul, toate astea. Și e mai ciudat așa, că sunt pe cont propriu, sunt total pe cont propriu. Nu vine niciun trecere de pietoni, nu nimeni. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu ne dă semnal și nouă nimeni ca să vedem care este situația. Și așteptăm. Așteptăm. Și acum am putea să ne băgăm, că nu vine nimeni. Luăm sensul giratoriu frumos. Pe banda asta. Eu vorbesc ca să nu fie total liniște, vă dați seama. Trebuie să vorbesc, că după aceea iese plictisitor. Așa. Acum... Da, am văzut, am văzut. Ce faci? Vreau să mă bag pe banda asta. Păi și dă un semnal. Da, da, da. Aveai semnal. Da, și trebuia să-l am în timp ce, chiar dacă vedeam mașinile. În timp, dai semnal, da, în timp, nu întâi te asiguri și la urmă. Și la fel și în sensul giratoriu, acolo trebuia să dai semnal mai devreme, ca să știe ea din dreapta că urma să ieși. Am dat semnal, dar am dat cam târziu. Cam târziu, un pic cam târziu. Da, un pic cam târziu. Nu ai nimic, 6 puncte. Ok, ok, ok. Uite-le, uite-le. Puncte. Ce o problemă. Nu știm asta noi la examen. Nu e corect? Noi nu știm dacă... 12 puncte. Dacă era mașina aia un pic mai ieșită, trebuia să dăm semnal și acolo. Continuăm. Dacă, dar nu era. Adică am fost ok, eram pe banda noastră. Da, da. N-am depășit linia discontinuă după mijloc, că oricum nu e linie, că e bucurie. Da. Aici, guys, pentru cei care nu vedeți, este interzis tot înainte și avem obligatoriu la stânga aici. Să lăsăm prioritatea la cei care vin din sensul opus și după aceea ne băgăm. Apropo de linia astea, le-au marcat acum trecerile astea pietonii înainte, nu erau. Da. Ai grijă la asta. Am văzut, da, am văzut și mai vine încă unul. Continuăm, continuăm. Da, 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 să se bage ăștia, că după aceea ne intersectăm și nu e bine. Ia, mai vine unul. Haide. Te zgrăbiți. Păi înțeleg și pe mine ce facem. Dacă la examen încep să vorbesc acolo singur cu mine, să-mi vorbesc treburile astea pe care le vorbesc eu acum, nu are nicio treabă, n-ar trebui să ai o problemă cu asta. Depinde și ce vorbești. Dacă vorbești prostii, o să coboare examinatorul ăla și o să mă întrebe pe mine: bă, cum i-ați dat psihologicul ăsta? Nu? Da. Dacă tu întrebi, tu răspunzi. Asta. Da, dai-te dacă mă întrebi pe mine. Ce rău? Grăbit. Asta mi s-a întâmplat ieri, poate ce știți. Am făcut dreapta aici, imediat, intrat pe o stradă cu sens unic. Da. Imediat ce am făcut dreapta, vine unul din față cu un Logan să dau în spate. Zic: bă, ce faci mai aici, pe interzis? Zice: aici v-ați găsit să faceți școala? Hai de capul meu, tot el era pe interzis și tot el era nervos. Pe bune? Păi da, și am dat noi, că mai erau mașini, veneau din stânga. Și că aici v-ați trezit să faceți școală, Doamne. Acum cred că observi și tu că nu, da, că nu sunt cumva grăbit, mă grăbesc. Nu, 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 da, da. Păi gata, ți-a dispărut plăcerea puterii. Aici stânga, ai spus. Mania vitezei. Aici este stop, guys, dacă ați văzut, trebuie să ne oprim. Și nu vine nimeni la... sau vine acum mașina, trebuie să ne oprim și să stăm. Sau e stație? Oprește stație, nu? Da, ok. Și ne putem băga pe prima bandă. Așa, și după trecere facem prima la dreapta. Ok. Aia acolo. După trecere prima la dreapta, aici? Da. Ok. Să căutăm și noi un loc pe dreapta, să facem mersul cu spatele după Mercedes-ul ăsta, vedem dacă e loc, mai înainte, mai înainte. Să dăm semnal, că ne-am băgat așa. Uite acolo. Aici unde? Acolo, în spatele la mașina aia albastră. A, ok. Tragem pe dreapta, facem mersul cu spatele. Ok. E ok aici? Suficient. Ok. Așa. Marș arier și dăm cu spatele, fără semnal. Okay. Dacă toți suntem aici, hai să facem și o întoarcere din 3 mișcări. Au. Aici, nu? Fix aici? Unde ai loc? Aici, ai loc. Am loc aici, bine. M-aș fi dus mai în fața acolo, da. Ce ai făcut? Păi, pe ce stradă suntem? Suntem pe stradă cu sensuri. N-am. Facem întoarcere din 3 mișcări. Asta e țeapă, asta n-am. Păi dar n-am. Asta nu poate să facă polițistul să-mi dea o manevră de genul imposibilă. N-ai zis să facem ca la examen. Păi da, polițist... Nu o să facă, dar am făcut eu un lucru. Păi, nu, n-am. Hai să mergem înainte. Dăm semnal și ne repunem în mișcare. Nu poate să dea țepe de genul. Acum mai nou. Relativ mai nou. Nu mai fac, nu mai fac. Nu mai au voie să mai facă țipe de genul. Dar eu am pus să te verific, să facem... A, prima dată când mă prinde și mă prinde pe filmare. Asta a pus rău de tot pe mine, guys, după cum vedeți. Tot înainte. Da. N-am văzut că eram pe sens unic și nici n-am zis că suntem pe sens unic. Cum ne dăm seama că suntem pe sens unic? Am văzut toate că eram... mașinile sunt parcate așa. Dacă nu ne-am uitat la semn la începutul străzii, toate mașinile fiind parcate cu fața înainte, automat ne dăm seama că suntem pe sens unic, nu? Tot înainte. Deci acolo chiar nu știam că era cu sens unic. Măcar acum știu. Dar n-are voie polițistul la examen să facă asta măcar. Dar acolo chiar nu știam că e sens unic. Vă dați seama că nu pot să știu și eu toate străzile. Aici știam că e sens unic, pe acolo știam că e sens unic, pe partea altă, dar pe acolo nu știam. Și chiar mă gândeam, mă, ce am făcut, că l-am lăsat pe ăla să treacă. Tai la editare. Nu tai la editare, că na, se mai lasă și astea. Din greșeli învățăm. Da, da, da. Imediat pe asta o să ții minte data viitoare, dacă te aduci examenul pe strada asta. Da, și mergem tot înainte. Așa, tot înainte. Ok. Semnalizarea necorespunzătoare să vedem. Da, da, da. Și aici facem la stânga. Da, da. Dacă ai avut noroc și ai prins lipsă. Ce păcat e azi, nu? Și facem prima la stânga. Vă explic cum facem. Următoarea la dreapta. Okay. Nu asta, următoarea. Okay. Facem o parcare cu spatele la BMW. Înainte sau? Înainte. Înainte de... Ok. 18 puncte. N-ai dat semnal, e o mașină în spate, trebuie să știi ce vrem să facem și noi. Așa. Și facem cu spatele acolo. Că am supărat. Nu că m-am supărat pe semnalizarea asta, cred că. Fie cam un spațiu, da. E ok. Era un pic mai în spate. Un pic mai în spate? Ah, un parcaj, o dădeam mai în spate, nu e problemă. E ok, da. Am loc să deschid ușa. Da. La mine e ok, uitați aici, asta albă. E fix așa. E bine, vezi, mă, cu dumneavoastră, așa, da? Așa? Așa să vorbești cu examinator. Da. Păi ce să zic, pentru astăzi? Și tragem frâna de mână. Tragem frâna de mână, da. O să zic că asigură mașina. Ok. Să tragi frâna de mână. Dacă eliberăm oprești motorul și baci în cantâia, așa se asigură mașina. Deci, practic, semnalizarea ne-a pus probleme. Puțin că, na, vă dați seama, e pentru prima dată când am încercat treaba asta pe viu și pentru prima dată și pe cameră și toate nebuniile astea, așa că a fost totul în acest episod. Prima experiență în trafic, la examen, simulare de examen. Eu sper că v-a plăcut, practic am luat 18 puncte acolo. 18 puncte, deci noi plecăm cu 0 puncte și acumulăm puncte în funcție de gravitate. Dacă ajungem la 21, ai picat. Da, și doar din semnalizări l-am avut, nu? Da, din semnalizări. Cumva acolo, da, din semnalizări, dar a fost foarte drastic la semnalizări, adică... Păi noi e păcat să conduci. Ok, și să pici pentru semnalizări. Da, e păcat, evident. Și foarte important. De acum vă dați seama, după clipul ăsta, cred că numai la semnalizări mă uit și mai ales când mă opresc și aici, o să mă uit acum, dau seama. La plecarea după loc. Am dat la plecarea de pe loc și acolo. Astea sunt lucrurile la care uiți tu totdeauna, da? Cam atât cu acest car vlog, sper că v-a plăcut. Lăsați acolo în secțiunea de comentarii o părere dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă vreți să mai facem, dați acolo pe butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!